Anual, conform statisticilor, mor circa 10 lucrători, fie intoxicați cu gaze din fântâni sau frigiderele de păstrare a produselor agricole, fie otrăviți prin inhalarea, ingestia și absorpția prin piele a substanțelor care prezintă un risc pentru sănătate. Inspectorii de muncă ai sindicatelor se arată îngrijorați de situația creată. Echipamentele de protecție la lucrările cu chimicatele sunt obligatorii. În caz când ele nu sunt asigurate sau nu sunt folosite, categoric sunt interzise activitatea. Noi am văzut depozitul vechi care prezintă un risc extraordinar și un focar în toate localitățile. Este așa prezent locuri cu așa focare, dar echipament practic care să asigure cât de cât cerințe de securitate la lucrările agricole lipsesc. N-are voie nimeni să pui riscul propria persoană și să iei viața cuiva, sănătatea cuiva. Deși situația este una destul de gravă în cadrul întreprinderilor agricole existente în Republica Moldova, totuși există angajatori pentru care sănătatea și securitatea salariaților este o prioritate. Folosesc mai pe larg substanțele chimice, pesticidele, insecticidele, erbicidele, care desigur nu pot să dăuneze asupra sănătății lucrătorului dacă nu respectăm cerințele tehnicii securității la folosirea lor. Și de ce întreprinderea de rând cu aceea cheltuiește milioane de lei la procurarea acestor pesticide, o atenție deosebită atragem și securității muncii, adică la oamenii care s-au antrenat în câmpul muncii cu pesticidele și cu alte substanțe care pot să-i dăuneze sănătății. Mijloacele de protecție, ele poate să varieze de la an la an, de la 150 până la 200 de mii. În schimb, asta îi protejează munca lucrătorilor noștri, sănătatea lor, fiindcă toți trebuie să înțelegem astăzi că mai scump ca sănătatea la om nu-i nimic. În satul Tăraclie, raionul Căușeni, angajații care activează în gospodăria agricolă spun că se simt mai protejați din momentul în care li s-a procurat echipament special. Mă simt foarte bine, deoarece sănătatea e imposibil de cumpărat și mă simt putere să lucrez tot ziua. Eu cred că trebuie să cumpere toți, deoarece sănătatea omului nu se poate cumpărat. Foarte merită, deoarece omul se simte mai bine și mai calificat. O altă problemă cu care se confruntă majoritatea agricultorilor este utilizarea incorrectă a echipamentelor de protecție. Și în acest sens, conducătorul întreprinderii din satul Tăraclia a apelat la experți care să îl ghideze în utilizarea corectă a dispozitivelor, care sunt 4 la număr, destinate diverselor tipuri de activități. Este o mască cu sistem de aer care se pompează automat de 200 de litri de aer în cască. Îi permite la om să se simte permanent într-o ambianță foarte bună, da? Și ce e de posibilitatea, întoarce în spate, prin sistemul de filtrare, da? Filtrează toate gazele nocive, da? Și ne dă totodată siguranță. Echipamentul dat corespunde toate cerințele europene care sunt consecutiv în timpul de față, da? Și cerințele care este cel mai tare folosite. El lucrează pe un acumulator cu baterie de litii, care permite 8 ore de ore să lucreze. Lucrătorul dat și să nu aibă disconfort nici termic, nici cu chimie, deci îi permite să ideie. Are sistemă, da, de cască. Dacă el vrea să discute, este deschide, da? Aici este, noi putem vedea că vine aer care vine sub presiune. Mai departe. Sunt două supape, supape de evacuare și este supapă de siguranță, care permite în orice eventualitate să rămâie permanent viabil, lucrător, ca să poată să lucreze și să facă ceea ce ne dorim noi. Întreprinderea din satul Tăraclia este unica în Republica Moldova care a procurat echipamentele speciale pentru protecția angajaților. Dispozitivele achiziționate sunt destinate pentru protejarea vieții și sănătății în cadrul activităților cu substanțe chimice, dar și prevenirii bolilor profesionale.